îl binecuvântăm pe Domnul, pentru că ne dă prilejul să ne aducem aminte ce mult bine ne-a făcut. Dacă existăm ca oameni plini de nădejde mântuirii, lucrul acesta este posibil numai pentru că a venit Hristos ca să ne dea o nădejde. Dacă vorbim despre mântuire, Lucrul acesta este posibil numai pentru că a venit Hristos ca să ne dea mântuire. Dacă vorbim despre o cale a mântuirii, este numai pentru că a venit Hristos ca să ne arate pe unde trebuie să umblăm. Dragii mei, vă aduc aminte ceea ce credem fiecare dintre noi. Dacă El a venit odată, spunem în crezul creștin așa și iarăși va să vie în mărire. Între cele două veniri ale Lui pe pământ, El a căutat prin Duhul Sfânt să-și pregătească un popor plin de râvnă pentru fapte bune. Un popor pe care să-L ducă și să fie cu El în slavă ca mireasa Lui. Tocmai de aceea sunt dator să vă aduc astăzi aminte că nu E totuna cum trăim. Ci trebuie să trăim în așa fel încât să-l slăvim pe Domnul prin trăirea noastră. Să-i facem cinste Domnului prin trăirea noastră de fiecare zi. Dragii mei, ca să continui în aceeași gamă cu fratele Eusebiu care a pus întrebarea aceasta. Dacă cu mine, cum rămâne? Vă pun și eu o întrebare. Mai puteți? Poate veți zice: Dar de ce ne întreb? ne întreb dacă mai putem? Pentru că știu și eu cum e perioada aceasta de dinainte de sărbători. Surorile sunt foarte, foarte ocupate să facă. Ziceți surorilor ce fac surorile în perioada asta. Așa e. Apoi, foarte, foarte multă pregătire cu privire la felul în care sărbătorim. Dragii mei, oriunde ne uităm, în stânga și în dreapta, în oraș, totul este împodobit, totul este pregătit, pentru că se așteaptă sărbătoarea. Însă eu sunt dator să vă spun că sărbătoarea aceasta ne poate fi spre binecuvântare și să dea Domnul să ne fie spre binecuvântare. Dar știți că sărbătoarea aceasta ar putea să ne fie spre o sândă dacă nu știm să o trăim cum îi place Domnului, dacă nu știm să sărbătorim cum îi place Domnului? De aceea astăzi, dragii mei, Îngăduiți-mi stând înaintea dumneavoastră să vă aduc aminte fiecăruia că trebuie să trăim sărbătorile noastre ca niște oameni responsabili. Striga altădată Domnul prin prorocul Isaia și zicea mi-e scârbă de sărbătorile voastre. Și de aceea mă simt dator înaintea lui Dumnezeu să stau la învonul bisericii astăzi și să vă aduc aminte că noi nu avem dreptul să sărbătorim oricum. În lumea aceasta, sărbătoarea Crăciunului poate să fie orice. Pentru unii oameni, cum auzeam pe cineva într-un interviu și ați auzit și dumneavoastră, care e diferența între Paști și Crăciun? Că la Crăciun se taie porcul și la Paști se taie mielul. Atâta știu bieți oameni. Nu știu nimic despre ce înseamnă sărbătoarea aceasta. Ei bine, eu stau înaintea dumneavoastră și vreau să vă aduc aminte un lucru. Sărbătoarea aceasta a Crăciunului este sărbătoarea nașterii lui Isus Hristos și în mijlocul acestei sărbători trebuie să rămână Hristos. Câtă vreme va rămâne Hristos în sărbătoarea noastră, câtă vreme El va fi miezul și centrul sărbătorii noastre, ne împlinim menirea. Altfel, sărbătoarea ne poate fi spre o sândă. Aș vrea foarte direct în această zi să pun întrebarea aceasta: cum ne pregătim pentru sărbătoare? Haideți să vedem ce înseamnă pregătirea pentru Crăciun. Ce trebuie să însemne pregătirea pentru Crăciun. În primul rând, frați și surori, vreau să vă spun, dacă vrem să ne pregătim pentru Crăciun, trebuie să ne pregătim Inima pentru asta. Ce înseamnă să ne pregătim inima? Inima noastră trebuie să fie pregătită pentru cel sărbătorit. Vă aduceți aminte că Mântuitorul spunea în predica sa de pe munte, a rostit o fericire care a zis așa în ea. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Frați și surori, vă rog fierbinte, haideți acum, înainte de sărbătoarea aceasta, dacă vrem să-L vedem pe Hristos în centru sărbătorii, să ne pregătim inima și cum să o ne-o pregătim? Căutând să ne fie inima curată. Nu poți să-L vezi pe Hristos în sărbătoare dacă nu ți-e inima curată. Dacă ți-e inima plină de tot felul de lucruri străine de Hristos. N-ai să poți să vezi pe Hristos, ci o inimă care nu este curată te va îndemna să vezi lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Ascultați-mă! Sunt atâtea accesorii la sărbătoarea Crăciunului încât mă tem că pierdem din vedere esența și miezul ei. E drept, Hristos trebuie sărbătorit, dar vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu uitați, păstrarea curăției inimii este esențială pentru sărbătoare. Și înaintea sărbătorii, cred că preocuparea noastră ar trebui să fie asta. Doamne, vine sărbătoarea aceasta, peste o săptămână sărbătorim. Am intrat deja în atmosfera aceasta a sărbătorii. Haideți să ne punem întrebarea, Doamne, mie e inima curată sau nu mi-e inima curată? Și am veste bună astăzi. Cel ce ne poate curăți inima este tot Domnul. Se ruga omului Dumnezeu, psalmistul: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Tocmai de aceea cred că e important, față în față cu sărbătoarea, să stăm fiecare dintre noi în momente de cercetare specială și să zicem, Doamne, în jurul meu, tot orașul acesta va sărbători Crăciunul. Eu însă nu vreau să mă adun o sândă cu ocazia sărbătorilor, nici eu, nici casa mea. De aceea, Doamne, dăm harul să-mi pot pregăti inima pentru sărbătoare și inima mea să fie o inimă curată în care să poți locui Tu, Doamne. Lucrul acesta contează nespus de mult. Mă rog, Domnului, ca toți cei ce suntem aici, să luăm această hotărâre înțeleaptă și să zicem, Doamne, vreau să intru în sărbătoare cu inima curată și vreau să trăiesc sărbătoarea cu multă curăție de inimă. Doamne, ajută-ne! Dacă am spus că e importantă pregătirea inimii, vă spun că sunt, e foarte important de asemenea să ne pregătim prioritățile în sărbătoare. Trebuie să ne uităm să vedem ce este cu adevărat important în sărbătoarea aceasta. Știți că înaintea lui Dumnezeu există lucruri importante, lucruri mai puțin importante și lucruri fără importanță? Gândiți-vă din perspectiva lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile care contează cu adevărat înaintea Domnului? Și nu vreau să vă spun lucruri noi, ci lucruri pe care dumneavoastră le știți. Ce a spus Domnul, tot în predica de pe munte, că trebuie să căutăm mai întâi? Prioritatea în viața noastră, în sărbătorile acestea, trebuie să rămână căutarea împărăției lui Dumnezeu, căutarea neprihănirii lui, căutarea feței lui Dumnezeu. Asta contează nespus de mult. Observați dumneavoastră cum își aranjează oamenii casele, cum își aranjează odaia locul în care sărbătoresc. L-am invitat pe cineva zilele acestea să vină la noi la concert. Un om necredincios și mi-a spus, nu pot să vin, nu pot să vin, că noi de sărbători închiriem un hotel, nu știu unde și ce facem și ce dregem. Și am zis, oameni, toți se pregătesc și ei cred că își pregătesc sărbătoarea într-un fel sau în altul. Însă, vai, dragii mei, mă tem de oamenii care nu știu să caute ceea ce contează cu adevărat, să caute ceea ce se merită să fie căutat. Nu vedeți, dumneavoastră, așa cum ne aranjăm casele, așa cum este aranjat orașul și pregătit pentru sărbătoare, până la urmă așa trebuie să ne aranjăm noi prioritățile și să zicem, Doamne, vreau să fac în sărbătorile acestea ceea ce contează cu adevărat. Și ce credeți că ar conta cu adevărat? Vă rog să vă uitați la sărbătorile pe care le-a rânduit Domnul în Vechiul Testament. Și veți observa un lucru la fiecare sărbătoare, Dumnezeu poruncește să faci o sărbătoare înaintea Domnului. Sărbătorile trebuie să fie înaintea Domnului. Nu-i destul că sărbătorești în sufrageria ta, ci conștientizează că sărbătoarea trebuie să fie înaintea Domnului. De aceea vreau să vă rog fierbinte, căutați să vă aranjați prioritățile. Pregătirea priorităților este esențială pentru sărbătoare. Și știți ce contează? De ce nu v-ați face un plan, să ziceți, în sărbătorile acestea? voi căuta să fiu în casa Domnului. Pentru că har Domnului sunt zile libere, nu? Sunt zile libere. Și zile libere ne sunt date ca noi să arătăm ce știm să facem cu timpul liber. Până la urmă, timpul liber e marele nostru examen. Ce facem în timpul liber? Păi acum am liber, mă duc să mă relaxez. Dragii mei, vreau să vă spun că nu e o dihnă și relaxare mai mare decât în prezența aceluia care a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Nu e o dihnă mai bună decât asta. De aceea plănuiți să-L căutați pe Domnul, căutați împărăția lui Dumnezeu, plănuiți să-L căutați pe Domnul. Și încă ceva, dragii mei, dacă toți sunt sărbători și vorbim despre pregătirea priorităților pentru sărbători, suntem un an de zile inundați de îngrijorări, nu așa? Sau nu știți ce lea? Dragii mei, haideți să încercăm să scoatem afară ceea ce nu trebuie să stea înăuntru. Să scoatem afară îngrijorările acestea pentru că în centrul vieții noastre trebuie să rămână Hristos. Haideți să facem efortul acesta și să zicem, Doamne, vreau să trăiesc sărbători fără griji. Vedeți, îngrijorarea este tot o credință și ea. Dar nu e credința în Dumnezeu, e altă credință. E credința în faptul că vine boala. E credința în faptul că vine pierderea locului de muncă. E credința în faptul că... Se va îmbolnăvi nu știu cine, că se va întâmpla nu știu ce în casa ta. Dragul meu, de ce să crezi gunoaiele pe care ți le pune satan înainte? Eu te rog fierbinte, fă prioritate din credința în Hristos. Încrede-te în Domnul. Nădăjduiește în Domnul, pentru că El va fi Cel ce va purta de grijă. De aceea spun, este esențial fiecăruia dintre noi să căutăm, să ne aranjăm prioritățile și când vorbim despre pregătirea Crăciunului, vorbesc despre pregătirea inimii, despre pregătirea priorităților, vă rog să nu uitați, în inima noastră trebuie să fie Hristos stăpân, în prioritățile noastre, pe locul întâi trebuie să fie Hristos și împărăția Lui. Când El va fi pe locul întâi în viața noastră, toate celelalte lucruri se vor aranja la locul lor, așa cum trebuie să fie aranjate. Pregătirea inimii e importantă, pregătirea priorităților e importantă, pregătirea podobelor și ea e importantă de Crăciun. Și s-ar putea să se grăbească cineva să zică, da, să vedeți ce mi-am cumpărat ca să-mi pun în cameră, să-mi pun în jurul casei. Dragii mei, sigur că... Oamenii de sărbători își împodobesc casa într-un fel sau altul. Însă, dragii mei, ca să se poată simți Domnul bine în casa noastră, vreau să vă asigur că nu de globulețe are nevoie. Ascultați-mă, ca să se simtă Domnul bine în casa noastră, nu luminile noastre îl vor fascina pe el și îl vor face să se simtă bine. O singură privire care o aruncă spre Univers, Domnul, este fascinantă și e făcută de El. Acolo sunt luminile adevărate. Acolo e tot ce e frumos. Însă, dragii mei, cred că e datoria noastră să ne împodobim casa și viața așa cum să se simtă Domnul. Cum adică? Vă rog să vă uitați, este un cuvânt în Scriptură, în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 3. E un cuvânt care zice așa, podoba voastră. Să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcare îmbrăcarea hainelor. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Că sunt unii care iau versetul acesta, îl flutură în și încolo, doar ca să dea în cap la unii și la alții. Aici doar spune așa, podoba voastră să nu fie podoba de afară, nu cu asta să vă împodobiți și să vă lăudați voi, ci podoba voastră să fie, zice versetul următor, omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Știți cum vrea Dumnezeu să împodobim viețile noastre de Crăciun? Aveți idee cum vrea Domnul să le împodobim? Dragii mei, el este interesat să împodobim caracterul nostru, să-l facem frumos. Adică, ce-ar fi să căutăm să ne împodobim cu roada Duhului Sfânt? Asta este cea mai frumoasă podobă pe care o poate purta cineva. Și vreau să vă asigur de ceva. Când cineva este împodobit cu roada Duhului Sfânt, se uită Dumnezeu după el atrage privirea lui Dumnezeu, atrage privirea sfinților lui Dumnezeu, a îngerilor lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea să înțelegem că este nespus de important pentru fiecare dintre noi să prețuim ceea ce contează cu adevărat. Uitați-vă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Roda Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea. Facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Astea sunt lucruri pe care Dumnezeu le dorește să le vadă pe, pe noi, ca podoabă. Să le vadă în viețile noastre, să le vadă în casele noastre. Asta așteaptă Dumnezeu. Asta înseamnă pregătire de Crăciun. Să ne pregătim și podobele pe care să le purtăm cu ocazia sărbătorilor acestora. Doamne ajută-ne să fim oameni înțelepți, să ne împodobim viața cu aceste roade duhovnicești. E ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și vreau să vă asigur că dacă dorim asta, cel ce ne ajută la împodobirea vieții noastre este Dumnezeu însuși. Așadar, suntem chemați pregătindu-ne pentru Crăciun, să pregătim inima noastră, să pregătim prioritățile noastre, să pregătim podobele adevărate, dar Dumnezeu ne cheamă să pregătim și darurile. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Știți că Iisus Hristos a venit în lume ca un dar al lui Dumnezeu pentru noi? Astăzi este zi de daruri la poarta cerului, așa ni s-a spus. E zi de daruri. Și facem lucrul acesta cu bucurie, pentru că, față în față cu sărbătorile acestea, e normal să înțelegem să dăm daruri spre cei din jurul nostru. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că darul cel mai important pe care noi, oamenii, l-am primit, este Isus Hristos însuși. Și celui ce ți-a făcut un dar, bine și frumos este să-i faci și tu un dar. Oare ce? Spune în Cartea Proverbelor la capitolul 23, cu versetul 26, așa. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Contează nespus de mult să pregătești darurile și față în față cu sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului să stai și să zici, Doamne, încă o dată vreau să mă dăruiesc pe mine în Să ne gândim urmând pilda lui Dumnezeu, ce daruri am putea noi să-i dăm lui Dumnezeu și am înțeles să-i dăm inima noastră, dar ce daruri am putea să le dăm celor din jurul nostru urmând pilda lui Dumnezeu dăruind altora în numele Domnului în perioada aceasta, și nu numai în perioada aceasta, dar dăruind altora în numele Domnului ceva, nu facem decât să fim asemănători cu Dumnezeu, să trăim într-un fel care îl onorează pe Dumnezeu. Tocmai de aceea, dragii mei, vreau astăzi să vă duc aminte că sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului, Crăciunul, cum este cunoscut în termeni populari, Sărbătoarea aceasta va fi de mare folos pentru noi dacă ne vom hotărâ în sărbătoarea aceasta să ne apropiem de Domnul. Dacă însă vom căuta să umblăm în plăcerile noastre, să facem din sărbătoarea aceasta ceea ce gândim noi și ceea ce vrem noi, vom ajunge să culegem o sândă. Frații mei și surorile mele, cred că este drept ca fiecare dintre noi să luăm în considerare Voia lui Dumnezeu, pentru că El trebuie să fie miezul sărbătorilor noastre. Și de aceea, uitați-vă, Dumnezeu la un moment dat, citiți în capitolul 1 din Isaia și veți vedea că Dumnezeu face afirmații grele, mi-e scârbă, de sărbătorile voastre și de arderile voastre, de tot, atunci când ele nu sunt făcute așa cum trebuie. Dar, dragii mei, dacă vom căuta să ne pregătim inima când venim înaintea Domnului. Dacă vom căuta cu tot din adinsul să ne pregătim prioritățile noastre când venim înaintea Domnului. Dacă vom căuta să pregătim podoabele noastre când venim înaintea Domnului. Și dacă vom căuta să pregătim darurile noastre când venim înaintea Domnului, vom avea numai și numai de câștigat. Frați și surori, din toată inima doresc să vă fie sărbătorile fericite. Însă fericirea noastră stă în apropierea de Domnul. Așa spune Scriptura. Când pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Domnul, adevărata fericire o găsim apropiindu-ne de Domnul. Cu multă preocupare vă spun în această zi, cu multă preocupare vă rog în această zi, căutați cu tot din adinsul să faceți ca sărbătorile acestea să fie plăcute Domnului. Au încercat oamenii și diavolul se luptă din răsputeri și lumea se luptă din răsputeri ca să schimbe sărbătoarea. Nu spun să nu fie sărbătoare, ei zic să fie sărbătoare, dar să fie făcută în așa fel încât sărbătoarea să nu ofenseze pe cei ce nu cred. Sărbătoarea să nu ofenseze... Noi nu vrem să ofensăm pe nimeni, dar vrem să-L cinstim în sărbătoare pe Domnul. Ascultați-mă mai bine fără sărbătoare decât o sărbătoare care să-l ofenseze pe Dumnezeu. Mai bine fără sărbători decât sărbători în care păcatul să stăpânească viețile noastre. De aceea vă rog fierbinte, frați și surori, veniți să ne pregătim inimile, veniți să ne pregătim prioritățile, veniți să ne pregătim podobele sfinte și veniți să ne pregătim darurile. Cu care să stăm înaintea Domnului și a celor din jurul nostru. Și atunci sărbătoarea noastră va fi cu adevărat sărbătoare.